Prieteni, bună ziua! Am făcut o parte din cumpărături. N-am putut să filmăm în market, că e muzică și n-avem voie. Mamă, ce e aici? De la lemne. Hai, pune acum, gâna. Regina a cumpărat ce ne trebuie, făină, astea, fructe, dulciuri, pentru ca să punem sub rad. Dar mai trebuie să mâncăm mai multe. Stai, David. Să-l ajut și eu pe Dănuț. Ce ajutut? Dănuț supărat puțin. Dă-mi și mie mâna. Stai, David, că nu poți. Uite, David, vărsa și alea. David, te rog frumos, lasă-mă să fac eu. Ia tu dulciurile tale, nu te băga aici. Hai că punem astea și revenim. Salutare, dragi prieteni! Crăciun fericit tuturor! Haideți, băieții! În seara de astăzi, seara, seara foarte mare, seara lui Ajun, noaptea lui Crăciun, un fiu mi s-a născut, un fiu fără de început. Eu mai că curată, prea nevinovată, spre dânsa se ceartă, trei zile mai mari. Una e vinerea, alta e sâmbăta, iar duminica se vor îndeca. Timpul s-a dezor, în încântător, fruncul l-au aflat, în lez de curcat. Copra ce l-au luat și l-au pășat, cu o pașa lasă numele puse. Se domna cerului și al pământului și le-a bunărui și a vizor de slavă ție. Ascultați, băieți, știți, așa este la casa porțită, dar este de rogi cu bala vestit, pe rază, pentru că pe rază, că la așa și acolo, că l-au ajuns, au râs tu bubic, îl de cruca pe brațe la oaște, au făcea și cu mare bubea astiga. Au vilă și tămâie, amin, Doamne, slavă ție, trei cai de la răsărit, cu steaua călătorit, și-a mers după bun și timp, până la Ierusalim. Și acolo când au ajuns, steaua lor lui s-a ascuns. Și lor a fost de-o întrebare, de-o naștere, de-o crai mare, de-o naștere fericită, fosta lui Rodorită. Mi-a tăiat iroc copii până la 14.000 și 100 de familii, de 2 ani mai sus, mai sus, ca să-l taie pe Iisus. De 2 ani mai jos, mai jos, ca să-l taie pe Iisus. Dar degeaba au vărsat sângele de vinova, pe Iisus nu l-au tăiat, dușul l-a apărat. Să cape de așa domnie și de-a voastră împărăție și de acum până la vecie, amin, Doamne, slavă ție, la nu știu. La anul și la mulți ani. Ia să luăm și noi din astea. Sau nu se iei din astea? Ba da, bă, dă. Din oricare. Pus să iei și de aici, galbene. Galbele, nu, bou, iau, albastre. Portocalii. Iau una mov de asta. Iau o șugătă. Vă tăiarăm asta. Îl punem aici. Prieteni, hai să vă zic. Băiatul ăsta este finul tatălui meu, l-a botezat, este nașul tata. Este nașul, l-a botezat de când era mic. Îl cheamă Mihăiță. Câți ani e Mihăiț? 14 ani, prieteni. Ia uitați ce mare e, Doamne, ce mic era Mihăiță. Și tata s-a oferit să se pună naș la el. Și uite că acum ce a crescut de mare. Să-ți dea Mihăiță Dumnezeu sănătate. Mulțumesc la fel. Mamei tale. Familie tale. Ia uitați, prieteni, noi eram în lucrare aici să îmbodobim brăduțul, prieteni. Acesta brăduț micuț, pufos, așa ca și mine. Cumpărăturile. Ce, tati? Te-am eu, brădu. Da, tati, al tău. Noi suntem aici cu cumpărături, prieteni, cu dulciuri, să aranjăm suc, apă, bere, de toate. Așa că revenim când suntem gata aici. Vă pupăm! Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Ce faceți, prieteni? Vă dorim eu cu David un Crăciun fericit, sărbători fericite vă dorim. Îmbodobim brăduțul nostru. Feri David, deja eu îl filmez. David își face bradul, prieteni. Lăsăm puțin acolo să-i bucă și după aia să pune telefonul să-l fac eu frumos. O să fie o surpriză frumos să-l fac. Very, very, very Christmas, very, very Christmas, Christmas. După ce ne mai ușurăm, după aia să ducem astea tot, să stea, să le aranjăm, să le punem în frigider. Îți place, David? Te bucuri? Da. Ia uitați, prieteni, cum le-a pus, dar nu o să le pun așa, o să asortez eu roșu de jos, roșu sus și galben în mijloc.
Ce? De unde e asta? De acolo, de la mala tati. De unde? Unde pun ăsta? Uite cum te-am învățat așa, dar nu, fii atent, nu într-un loc. Nu, nu, nu. Pune unul aici, unul aici. A, asta pune aici? Da. Nu da, tati. Așa, tati. Bravo, așa, băiatul tot. Vă place, prieten, brăduțul nostru? Băi, glob. Ce? Globul. Unde e? Caut acolo, că sunt globuri multe, David. Așa, du-o. Așa. Unde pun ăsta? Unde vrei tu? Aici? Păi nu știu. Nu, fii atent, pune-l... Aici? Nu, 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 pune-l aici. Așa. După aia punem beteaua frumos și dulciurile le punem sub el. Aici? Nu, 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 acolo, tati, sub el. Da, aici? Să... Da, dar noi îl punem... Îl facem aici și nu știu, nu avem idee. Vrem să-l punem acolo lângă șemineu. De ce vreau lângă șemineu? Hai să luăm apoi. Și unde vrei să-l punem, David? Îl punem acolo la... să-l dăm? Aici. Da. Să-l punem aici, în colțul ăsta, prieten. Da, aici o să-l punem, cred, pe colț aici, frumos să apare. Nu, 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 că ne cade ăla. Hai să vedem ce face puțin mami. Păi dacă vrei stai singur și fă-ți bradul, hai. Nu, că mi-e frică. Ți-e frică? Da. Unde bă urât? Bumbă, da. Hai să vedem ce face. Ne-am uitat așa. Toma, ai la sarmale. Oh, am văzut să corneam. Oh, mamă. Auzi, Toma, ai la sarmale. Sănătate. Să facem bradul. De ce faceți bradul? Am făcut-o acolo, n-am cum să filmez. N-ai cum să filmez? N-am unde să pun stăpiel să filmez, să-l fac eu frumos. Așa că și filmez și eu aici să nu ratez seara asta să pun ceva. Mm-hmm. Lasă, lasă că pun eu groburile. Eu filmez acum aici și după aia continuarea cu bradul pui pe altul cum vrea să-l pună seara asta. Bradul! Da. Stai așa să o filmăm, să vedem ce facem aici, tati. Să facem sarmale aici, să mâncăm mâine sarmale calde, da? Și mine mergem și cu bradul. Mami, uite mele că n-am. Te-am măseaua. No. Doamne, ia-mi dori măseaua. Ia-te dori, tati, măseaua. Spune-le aici la prieteni. La ora asta. La ora asta. La ora asta. Of, of, la ora asta. David, spune tu aici la prieten, te bucur că ai brad. Da. Ai și dulciu. Dar nu vreau nimic mare, vreau prea ce? Mare. Vreau prea mare. De ce? Brad mare? Da. Păi și unde să-l pui ăla mare? Mami. Știi? Când e pe sală. Pe sală. Dar în casă. Când e brăduțul mai micuț. E mai drăguț și e mai frumos. O să iasă fain. O să vezi. Îi faci și lui doamna Anca maioneză? Pe eu vreau mai slab. Da. Așa, așa am vorbit. Pe eu vreau mai slab. Da, da. Vreau mai slab. E slab, Bradu. E slab. Și eu vreau ca să crezi, ca să fie grăsut. Ce să fie regăsut? Prieteni, îi facem și lui doamna Anca maioneză. Pregătirile aici. Și ce mi-ai face? Atât? Maioneza de... Maioneza, da. Very, very tea. Tu, după ce faci maioneza, faci în cuptor... De toate fac eu. Și știi cum facem? Filmăm și punem... Nu pui seara asta tot legat, știi? Pui câte 10-10 minute din toate, știi? De ce? Să ai ce să postez. Da, Edu. Hai să fac un bradu. Hai, uite acum mergem. Ce frumos ți-a zis. Hai că mergem. Stai așa că nu filmăm. Filmează mai cât dacă ne-ai terminat. Lasă-mă, Dălina. Ce?
Face sarmale singură și nu vrei să o ajutăm să facem sarmale cu ea? Hai să ajutăm. Și ce ce face filmare Bradu? După facem, da, păi tot noi, tot eu filmez Bradu. Ursul? E ursul la casă, tati, și face și el Bradu. Eu dintr-o foie fac 10 sarmale. 10? Da, atât de mic. Și cine? Eu sunt foile mari. Sunt mari mai decât foile. Da. Deci spune ce faci în seara asta. Ce pregătiri faci pentru Crăciun, mâine? Pe celălalt vlog. Zi, zi. Păi da, asta e pe al meu. Aaa, pe bine. Mami, spune să filmeze Bradu. O să-l filmăm după aia, stai. O să-l filmăm și dat, mami. Mă mănâncă. Că nu mai fac după tine așa. Am pus salata la fiert, salata de brioș. Mami, aici le-am pus sarmalele. O să facem și checuri, dar o să le fac abia după ce o să termin cu toată mâncarea. Da, mami? După tine. Păi ce să te-o devină că nu vrea de nu să meargă cu tine la să faci o treabă? Că zice că nu are cine să-l filmeze. Ba, dar merg acum și-l facem. Și cine filmează Bradul? Hai zi aici ce pregătești și să spui pe canalul sarmale, ardei umpluți, facem, aici facem sarmale, după care o să fac ardei umpluți, salată de biof, jnițele, dar alea le fac mâine, dimineața. Curcanul. Facem un curcan, bândăretele tradițional, că ăsta e. Așa? Și ce mai pui? Curcan și atât. O să vedeți mâine, prieteni. Mâine pe masă. Pe masă.